În primul rând, aș vrea să le mulțumesc tuturor celor din institut. Au muncit ieri, deși a fost Crăciunul, au fost aici, s-au pregătit. Și astăzi, ați văzut, am primit primele doze din vaccin împreună și aș vrea să accentuez acest lucru. Campania de vaccinare începe în același timp în România, ca peste în același timp în Europa. Deci s-a muncit foarte mult și am reușit să funcționeze, să avem totul pus la punct ca să începem în aceeași zi, când începem toată Europa și în România, campania de vaccinare. Este un moment important, îl așteptăm de un an de zile, din momentul în care am aflat de această pandemie, iar apariția vaccinului, livrarea și distribuirea într-un timp record va ajuta la limitarea și la eradicarea pandemiei într-o perioadă cât mai scurtă, sper eu. Bineînțeles, în completarea măsurilor pe care deja le avem, vaccinul vine doar să ajute acest lucru. Știți foarte bine, mâine începe campania de vaccinare oficială, cu primul vaccin se va face mâine. Acum am primit primele 10.000 de doze, iar săptămânal vom primi în jur de 140.000 de doze. România va avea în jur de 10 milioane, am făcut noi un contract pentru 10 milioane de doze de vaccin și așa cum am văzut că au mers lucrurile până acum, sunt sigur că vom avea o derulare a campaniei foarte bine pusă la punct. Vaccinarea în România este gratuită, nu este obligatorie. În ce privește informațiile care trebuie să ajungă la populație, ordonanța 63 o să fie completată pentru a continua și cu această campanie mass media, pentru campania de vaccinare. Mulțumesc mult, le mulțumesc tuturor celor care au muncit, a fost un efort enorm, s-a muncit foarte mult, dar rezultatele sunt foarte bune, felicitări și o să las specialiști să vorbească mai mult despre ceea ce urmează. Mulțumesc mult! Bună dimineața! Vă mulțumim pentru prezență. Aș începe prin a spune că sunt extrem de bucuros că astăzi vaccinurile au ajuns în siguranță în Institutul de Cercetare și Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, care este denumit Centrul Național de Stocare. Reamintesc că Institutul Cantacuzino, prin Centrul Național de Stocare, a primit toate autorizarea și avizele necesare de la Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România. Este singurul centru care are capacitatea de stocare la minus 80 de grade în momentul de față, la care se adaugă celelalte 6 centre regionale de stocare. Din acest punct de vedere, efortul logistic și organizatoric a fost unul fără precedent, iar eu, în calitate de coordonator al campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, mă preocup de organizarea și de continuarea derulării activităților logistice. De asemenea, astăzi, în a doua zi de Crăciun, suntem cu un pas mai aproape de începerea campaniei de vaccinare, care va debuta, așa cum am spus, pe 27 decembrie, în primele 10 unități medicale aflate în prima linie de luptă împotriva COVID-19. Din acest punct de vedere, suntem cu toții martorii unor preocupări intense în rândul opiniei publice. Există speranță, există încredere, în același timp există și ezitare pe marginea acestei teme legate de vaccinare, însă sunt în același timp bucuros că putem să oferim din ce în ce mai multe răspunsuri la întrebările pe care fiecare persoană le are vis-a-vis de importanța vaccinării în momentul de față, ca măsură sigură și eficientă legată de campania de vaccinare și de limitarea consecințelor negative ale pandemiei. Am primit în ultimele zile o serie de întrebări legitime legate de prima persoană care va fi vaccinată. Prima persoană care va fi vaccinată o veți cunoaște mâine la Institutul Național de Boli Infecțioase Profesor Dr. Matei Balj, dar pot să vă spun încă de la început, în calitate de coordonator al campaniei de vaccinare, mă interesează și a doua persoană care se vaccinează, și a treia persoană care se vaccinează, și a mia persoană care urmează să se vaccineze, atât din rândul personalului medical, cât și din rândul celorlalte categorii populaționale, conform etapelor din strategia de vaccinare. Aș fi bucuros să ascult fiecare poveste a fiecărui om care decide
să se vaccineze împotriva COVID-19. Dar, în același timp, pot să vă spun că mă interesează și ultima persoană care se va vaccina și povestea acestei persoane, pentru că acela va fi momentul în care împreună putem să spunem că am încheiat această campanie de vaccinare și că am pus punct pandemiei COVID-19, care ne-a afectat fără doar și poate viața în acest an. A fost un an cu foarte multe dificultăți, un an cu restricții, un an în care viața a fost perturbată, dar cred că doar împreună putem să trecem peste acest moment dificil cu care lumea s-a confruntat la acest moment. Vă mulțumesc! Întrebări? Se poate? Vă rugăm! Bună ziua, Diana Dumitraș cu Televiziunea Română. Două întrebări, dacă îmi permiteți. În primul rând să ne spuneți, aceste 10.000 de doze pleacă începând de astăzi către cele 10 spitale și vor fi stocate în acele centre regionale sau care este procedura? Și a doua întrebare, România are negociat un contract de 10 milioane de doze. Să presupunem că vor fi mai mult de 10 milioane, mai mulți de 10 milioane de români care vor să se vaccineze. Bun, cum facem cu restul? Le vom cumpăra și când vom decide asta? Legat de prima întrebare, aceste 10.000 de doze din această seară urmează să se livreze către centrele de vaccinare înființate în cele 10 unități medicale. Livrarea și distribuirea se va face pe un lanț de frig obișnuit de plus 2, plus 8 grade, așa încât din momentul în care ajung în centrele de vaccinare se poate demara efectiv activitatea de vaccinare. Legat de cea de-a doua întrebare a dumneavoastră, sunt contractate circa 10 milioane de doze de la compania BioNTech Pfizer, însă sunt contractate, există la nivelul contractului unic încheiat cu Comisia Europeană, contracte care sunt în momentul de față încheiate cu celelalte companii producătoare de vaccinuri, încât în final să putem avea capacitatea de a vaccina cel puțin 10,7-11 milioane de persoane, ceea ce reprezintă circa 60-70% din populație ca nivel de imunizare colectivă. Ori din acest punct de vedere, dacă vorbim de indicația de administrare a vaccinurilor la categoria de vârstă de peste 16 ani, și ulterior pentru celelalte probabil la peste 18 ani, cu această cantitate de vaccinuri putem asigura acel nivel de imunizare colectivă de circa 60-70% de care vorbeam. Bună dimineața, Gabriela Mihai, B1 TV. Vă rog să ne spuneți dacă specialiștii știu care este durata de protecție a acestui vaccin după ce el este administrat. Legat de durata nivelului de protecție al răspunsului imun post-vaccinare, nu este în momentul de față un răspuns ferm din punct de vedere medical și științific. Se estimează, în schimb, pe baza datelor medicale, că acest tip de răspuns imun va fi de durată, categoric va fi de o durată mai mare decât răspunsul imun după boala naturală. Și o întrebare în continuare a primei întrebări ar fi: care este planul de imunizare în masă în contextul în care durata este mai mică decât timpul necesar pentru vaccinarea tuturor românilor? La acest moment, datele, așa cum am spus și cu alte ocazii, și strategia de vaccinare este una dinamică, este una flexibilă, încât să ne putem adapta la toate dovezile științifice care apar. În momentul de față, datele de siguranță sunt foarte bune. Deja în Anglia am ajuns la aproape 1 milion de persoane vaccinate fără să se înregistreze reacții adverse majore, deci se confirmă, dacă vreți, profilul de siguranță așa cum el a reieșit din studiile clinice. Iar în ceea ce privește strategia de vaccinare în funcție de durata răspunsului imun, lucrurile sunt în dinamică și vor fi adaptate în funcție de evoluția datelor medicale. Pentru ca acest vaccin să dea rezultate, ținta autorităților, așa cum ați spus în repetate rânduri, ar fi ca 60% dintre români să fie vaccinați. Important este însă că am văzut, sunt mai multe sondaje care arată că 29% dintre români, de exemplu, nu ar vrea să se vaccineze, iar 29% nu au decis.
Care este planul autorităților pentru a-i convinge pe români că aceasta ar fi cea mai bună soluție pentru a putea scăpa de epidemia de COVID-19? Aici aș vrea să răspund din două puncte de vedere. În primul rând, fiecare etapă din strategia de vaccinare are obiectivele ei. Cea din prima etapă are obiectivul de a proteja sănătatea lucrătorilor din sistemul medical și social, tocmai pentru a avea o forță de lucru care să asigure asistența medicală în momentul de față. În etapa a doua, cea care vizează populația la risc, populația vulnerabilă, dacă vom avea un nivel de acoperire vaccinală foarte mare, acest lucru înseamnă că nu vom mai înregistra cazuri de forme severe, nu vom mai avea îmbolnăviri în rândul populației la risc și ca atare nu vom mai avea presiunea pe sistemul medical și de asemenea nu vom mai înregistra decese sau impactul acestora va fi mult diminuat. Din punct de vedere al restului, ca nivel de acoperire vaccinală și intenția de vaccinare în populația generală, cred că doar prin comunicare și informare corectă și prin prezentarea clară, transparentă și onestă a beneficiilor, a riscurilor și a importanței vaccinării, oamenii în final pot să decidă în cunoștință de cauză ceea ce doresc să facă. Mulțumesc! Bună dimineața, Mihaela Barbu, Realitatea Plus. În primul rând, care sunt efectele adverse cunoscute de până acum? Pentru că sunt foarte multe întrebări în această direcție. Reacțiile adverse sunt de intensitate ușoară medie, din ceea ce s-a înregistrat până la acest moment. Sunt reacții adverse locale, cele mai frecvente, și anume durere, disconfort la locul de administrare, umflătură, tumefacție, în anumite cazuri roșeață, și pot să fie înregistrate reacții adverse generale, precum febră, dureri de cap, dureri musculare, dureri articulare. Au fost înregistrate câteva cazuri, după cum bine știți, de reacții adverse majore la persoane care aveau un istoric alergic major, istoric de șoc anafilactic. Deci, din acest punct de vedere, cunoaștem la acest moment profilul de siguranță al acestui tip de vaccin. Este un lucru extraordinar și o veste excelentă faptul că acest vaccin a fost autorizat de Agenția Europeană a Medicamentului, îndeplinind toate criteriile de siguranță, de calitate și de eficacitate, ceea ce ne permite să demarăm în condiții absolut normale campania de vaccinare. Cât estimați că va dura prima etapă de vaccinare, până când va ajunge serul și la persoanele din categoriile de risc, și ce se va întâmpla cu dozele refuzate de cadrele medicale, pentru că știm foarte bine, nu este obligatorie? Estimăm că până la sfârșitul lui ianuarie, începutul lunii februarie, vom fi terminat etapa 1 de vaccinare, cea adresată lucrătorilor din sistemul medical. Avem capacitatea de stocare în momentul de față în condiții optime la minus 80 de grade pentru aceste vaccinuri. Da, vaccinarea este gratuită, nu este obligatorie, este voluntară și nu este condiționată. Acestea sunt elementele cele mai importante pe care fiecare dintre noi trebuie să le cunoască. Aceste vaccinuri vor fi distribuite către etapa a doua în funcție de momentul în care noi putem demara etapa a doua de vaccinare. Mulțumesc! Bună dimineața, Raluca Bârcă, Antena 3. Voiam să vă întreb despre imunizatul zero. Ne-ați spus că îl vom cunoaște mâine. Vreau să ne spuneți, dacă puteți, să ne confirmați că este vorba despre un cadru medical. Și a doua întrebare, când se vor vaccina și oficialii? Și aici mă refer în primul rând la președintele României și la premierul României. Da, este vorba despre un cadru medical, pentru că avem o strategie de vaccinare care prevede în prima etapă vaccinarea personalului medical și a personalului din domeniul social. În ceea ce privește a doua întrebare, acest lucru se va întâmpla la momentul potrivit, și anume atunci când începe etapa de vaccinare care prevede vaccinarea demnitarilor. Bună dimineața, Paul Angelescu, ProTV. Câteva întrebări tehnice. Ce durată de viață are flaconul odată ce iese din depozitul de aici, de la Cantacuzino, și după ce este deschis? Prima întrebare. Vaccinul se stochează pe o perioadă de 6 luni, între o temperatură de minus 60, minus 90 de grade. După ce este scos de la această temperatură și ajunge la temperatura de plus 2, plus 8 grade, are o stabilitate de 120 de ore, ceea ce înseamnă circa 5 zile. Durata transportului până la centru de vaccinare nu trebuie să fie mai mare de 12 ore. Ajunge la centru de vaccinare, este pus în refrigerator,
cu monitorizarea permanentă a temperaturii, în care să se facă dovada oricând că au fost respectate condițiile de transport și în mod deosebit de temperatură. Iar după ce un flacon este scos de la 2 grade la temperatura camerei, el are o stabilitate după reconstituire de 6 ore. Și într-un flacon sunt mai multe doze de vaccin sau una singură? Într-un flacon sunt 5 doze. Din datele pe care le avem până acum, în câte zile sau în cât timp după administrarea celei de-a doua doze se obține imunitatea? Din studiile efectuate, practic răspunsul imun începe să devină protector la circa 14 zile de la prima doză, însă beneficiile maxime se obțin la circa 7 zile după administrarea celei de-a doua doze. Și când estimați că o să ajungem în etapa a treia de vaccinare? Așa cum am mai spus și cu alte ocazii, probabil că începutul lunii aprilie este momentul cel puțin vedere teoretic, la care noi estimăm demararea etapei a treia de vaccinare. Și ultima întrebare, cei din etapa întâi vor fi monitorizați în vreun fel în zilele de după vaccinare să se observe eventuale reacții adverse sau felul în care se comportă vaccinul sau dacă au obținut sau nu imunitate? Cu siguranță, aspectul legat de farmacovigilență, de monitorizare și de raportare a reacțiilor adverse este o prioritate pe care o avem la nivelul strategiei de vaccinare și nu doar la nivelul strategiei, ci și în practică. Sunt în acest sens proceduri clare care denotă modalitatea în care sunt raportate aceste reacții adverse, atât centrul de vaccinare, dacă se vor înregistra reacții imediate, sau în platforma Agenției Naționale a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, unde dacă o să căutați, există o platformă dedicată vaccinării împotriva COVID-19 cu formulare în care fiecare persoană, beneficiar, vaccinată sau orice profesionist din domeniul sănătății poate să facă și trebuie să facă această raportare a reacțiilor adverse atunci când ele se înregistrează. Și, scuze, mai am o întrebare. Pentru publicul larg, ce sfaturi aveți înainte de vaccinare? Nu știu, trebuie să facă vreun anumit set de analize, să vadă dacă au vreo boală acută sau dacă suferă de vreo boală cronică, să aibă o discuție cu medicul de familie, cum să procedeze înainte să se vaccineze? Vă mulțumesc mult! În primul rând este important istoricul medical al fiecărei persoane, de aceea este important rolul medicului de familie. Și din punct de vedere al investigațiilor anterior vaccinării, nu avem nevoie de investigații care trebuie făcute înainte de efectuarea vaccinării, ținând cont de faptul că la centrul de vaccinare există un triaj medical care se face fiecarei persoane în ideea de a identifica reacțiile acute, febrile, stările febrile care contraindică temporar vaccinarea.